Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, suntem împreună în apusul soarelui zilei acesteia, în care Sfântul Serghe din Radomej a fost pomenit și lui aparține una dintre cele mai frumoase ziceri despre finalul capitolului acestuia din Faptele Apostolilor, capitolul 5. El spune că prin Gamaliel se vedește că omul lui Dumnezeu nu se opune lui Dumnezeu și că cel care are Duhul lui Dumnezeu identifică Duhul lui Dumnezeu în ceilalți. Asta a făcut Gamaliel și prin puterea Duhului Sfânt îi făcuse pe cei de acolo, din Sinedriu, să se tempereze, să nu ucidă. Asta nu înseamnă că aceștia nu își luaseră partea lor de răzbunare într-un fel sau altul, pentru că ne spune Scriptura, l-au ascultat pe el și chemând pe apostoli și bătându-i, le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Isus și le-au dat drumul, iar ei au plecat din fața Sinedriului și bucurându-se că s-au învrednicit pentru numele lui să sufere o cară și toată ziua în templu și prin case nu încetau să învețe și să binevestească pe Hristos Isus. Oameni care se bucurau să sufere pentru Hristos. Poate că e una dintre cele mai grele definiții ale Sfântului. Le vedem pe Sfânt făcător de minuni, astăzi, într-un fel sau altul, unii chiar negociază dacă este Sfânt sau nu e Sfânt, câte unul dintre cei care mărturisesc cu prețul vieților apartenența la Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce ne spune Scriptura, de fapt, este acest amănunt cu totul prețios. Și anume că, deși sunt certați, deși amenințați cu moartea, apostolii continuă să propovăduiască, propovăduiesc în așa fel încât în case, ca și la templu, să strângă în jurul lor obște. Ei înțeleg că nu pot fi singuri pe sine. Porunca Mântuitorului de a merge, de a învăța, de a propovădui și de a boteza atunci când este cazul, trebuie să se împlinească întocmai și fără niciun fel de rezervă. E frumusețea aceasta a mărturiei pe care întotdeauna apostolii o vor da. Niciunul dintre ei, cu excepția Sfântului Ioan, apostolul și evanghelistul care se stinge la o vârstă înaintată, nu vor apuca să vadă neapărat roada prorociei lor și a lucrărilor, a profetismului lor lucrător în mijlocul poporului. De fiecare dată vreau să știți că este foarte mare prețul pe care îl plătește cel care propovăduiește și că este foarte greu, în condițiile în care binevestești pe Iisus, ceilalți să se bucure întru toate. Astfel se încheie acest capitol al 5-lea și ne mută deja către capitolul al 6-lea pe care le vom citi împreună mâine. Mâine vom citi despre alegerea și hirotonirea celor 7 diaconi și cum sporește opta aceasta a apostolilor în primele zile în care Duhul Sfânt lucrează deja în mulțime. Suntem împreună cu biserica noastră în primele ei zile. Priviți atent modul în care apostolii, făcându-și datoria, plătesc cu sânge fiecare cuvânt pe care le rostesc. Nu știm cât de tare i-au bătut sau cu câtă ură au lovit întrânși, dar nu-i așa, seamănă într-un fel sau altul cu cnuturile și scorpioanele care au rupt carnea lui Dumnezeu cel întrupat. Mâine este o nouă zi.